Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. A început sezonul estival de pe 1 mai oficial, doamnelor și domnilor. De câteva zile litoralul pare că s-a umplut. În vacanța de Rusalii a fost arhiprin, cel puțin mai și în sudul litoralului, în Vama Veche. O să vedeți puțin mai târziu și o știre realizată de colegii mei despre acest subiect. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă pe litoral, ce se va întâmpla, dar și despre câteva probleme pe care le aveți dumneavoastră turiștii, dar și noi constanțenii. Vorbim puțin despre plaje, despre Ministerul Turismului. O să vedeți o discuție interesantă. Cristian Bărhălescu alături de noi, director de Agenție de Turism și președintele ANAT Sud-Est. Bună ziua, domnule Bărhălescu. Bună ziua și bine v-am găsit. Bun. Cum vi se pare începutul acesta de sezon? Lumea spune că de Rusalii a fost full în stațiuni, curge lapte și miere. Așa e? Cam așa este. Din câte am văzut cu toții, a fost arhiplin, a fost iarăși câteva cozi pe la pod la Agigea, mai fost iarăși cozi prin Eforie, ceea ce înseamnă că a început să miște litoralul, chiar sudul să se miște destul de bine. Vama Veche, ca de obicei, atrage că acolo este un alt fel de clientelă care se duce țintit pe Vama Veche, dar Mamaia iarăși a fost arhiplină, se raportau încărcare de 100% cu normal controlele de rigoare care trebuiau să apară în această perioadă. Stați un pic, asta nu știu, au fost și controle în această perioadă? Doar câteva, așa. ANAF! Nu mai spunem cine. Am înțeles. Lăsați, că da, mai multe instituții ale statului care au și, rolul de dar control. Este bine. Este bine pentru că s-au aliniat. E bine de, că atunci când vine cu partea aceea de prevenție, îndrumare și apoi să fie și control. Corect. Adică să vină să mai și spună ce să faci dacă ești în default. Dacă și a doua oară nu mai înțelegi, normal că trebuie să te amendeze. Dar a fost bine. A fost un weekend bun. Temperaturile ne-au ajutat față de luna mai, care trebuie să fim realiști. A fost o lună ploioasă, a fost bună pentru agricultură, mai puțin pentru turism. Și ne ajută acum în continuare vremea, s-a mai încălzit apa, reușim să punem picioarele în apă, chiar să facem o baie. Și în condițiile acestea, cred că se anunță o vară bună. Cântau unii, acum câteva luni de zile, poate și anul trecut, cântau prohodul stațiunii Mamaia. Spuneau așa, că fără fosta conducerea stațiunii, a municipiului Constanța, care a investit în imaginea stațiunii, lucrurile sunt pe o pantă ascendentă. Nu pare așa, nu? Nu? Nu știu, vă întreb, de fapt. Păi, cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. Vedem și noi lucrurile astea de fiecare dată. Ne ducem și zicem, vai, ăsta a fost cel mai bun. Nu, trebuie să fim realiști. Oamenii se adaptează, obiceiurile de cumpărare se schimbă, dar nu atât de brusc. Și mai este încă ceva. Mamaia, datorită faptului că a avut un vârf la un moment dat, să zicem în ultimii 5-6 ani, 7 ani, a generat venituri mai mari, iar proprietarii de hoteluri, ok, și-au mai schimbat o mașină, au mai cumpărat o casă, un apartament, dar marea majoritate a banilor au investit, știți cum e, vaca aia care îți dă lapte, îi mai dai să și mănânci, o mai și perii, o faci să fie frumoasă, prezinți laptele mai frumos, pentru că ai ce să vinzi. Ori ei au investit. Și atunci când ai hoteluri bune, cu investiții majore, începe să se ridice. Acum vedem în sudul litoralului, în Venus, a venit un investitor, a luat două hoteluri, a făcut piscină, all inclusiv. Deja s-a speriat lumea, zice, hopa, se ridică Venusul. Au mai fost încă două, trei hoteluri renovate, deja Venusul pare a arăta mai bine decât Neptunul, care până acum trebuie să recunoaștem. Și inclusiv în momentul de față este locul unde merge președintele, premierul la plajă la mare. Trebuie să fim realiști. În momentul de față, dacă există o promovare corectă, dacă există investiții în zonă, atunci se ridică. Și de aceea Mamaia a rămas sus, pentru că are mixul pe care îl solicită piața. Atât hoteluri, cât și apartamente, are locuri de distracție, cluburi, are și un sat de vacanță unde să te duci cu copiii, pentru că s-a împărțit clar sudul familii copii, nord, tineri, show și distracție. Da. De aceea, cred că Mamaia s-a poziționat bine din punct de vedere al pieței, iar hotelurile sunt îmbunătățite. Ce ar face să nu se vândă? De ce să nu vină pe litoral? Bă, știți de ce? Mă gândesc așa la următorul lucru. Faptul că în anii trecuți avem diverse evenimente. Caravanele acelea și așa mai departe. Erau mai multe sau par să fi fost mai multe decât ceea ce se întâmplă anul acesta. Poate știți dumneavoastră mai multe că sunteți reprezentant al ANAT-ului și înțeleg că faceți parte și din Asociația Litorală Delta Dunării.
Așa mi se pare mie, că erau mai multe evenimente care, bune sau rele, mie nu-mi plăceau. Da? Pot să spun asta. Atrăgeau totuși turiști. Deci ăsta ar putea fi un fapt care ar ține turiștii deoparte. Este perfect adevărat. Și acum avem evenimente. Și acum sunt evenimente multe, atât că nu sunt prezentate cu acea amploare. Nu mai apare un Mazăre în vârful carului triumfal. Dacă am aduce primul ministru și l-am pune la cravată sau fără în vârful unui car triumfal în fiecare săptămână, fi sigur că toate televiziunile ar fi aici, știri peste tot. Și avem o imagine foarte bună, ar veni toată lumea să-l vadă cum se urcă el pe carul respectiv. Dacă am avea show-uri în cluburi cu deschidere la care să vină și președintele sau să vină cineva care să dea un pic de imagine, imediat toate canalele de știri ar fi acolo. Eu cred că dacă l-am aduce, de exemplu, pe Gigi Becali să-l punem într-un club și să anunțăm televiziunile, ar fi știrea știrilor, pentru că de obicei pe el îl vedem la biserică sau pe Muntele Athos și ar fi o schimbare de imagine majoră pentru el și pentru toată presa. Ar fi o știre, da. De aceea, în momentul de față, doar faptul că a dispărut Mazăre nu înseamnă că Mamaia nu merge mai departe, dar în momentul acesta, când discutăm, Mamaia are evenimente. Mamaia are un statut, Mamaia are unități de cazare și nu are de ce să se teamă de concurența din sud deocamdată, care este destul de firavă. Vor trebui multe sute de milioane de euro investite, nu milioane, ci sute de milioane, pentru că acolo trebuie reparate hotelurile, trebuie reparate drumurile, trebuie investite în infrastructură și mai trebuie să apară și câteva parcuri de distracții, ceva de genul ăsta care să atragă, dar în adevăratul sens al cuvântului, că un Luna Park sau ce mai e prin Saturn și Neptun sau... Da, e nevoie de mai multe. E puțin, asta e mult prea clar. Puțin. Da, îmi scrie ieri cineva pe mailul redacției că în Jupiter, de exemplu, de 10 zile, o să întrebăm asta la primăria Mangalia, nu exista nici iluminat public. Este și asta o știre. Faptul că nu este iluminat public. Da, pentru un turist e... Iar apropierea de pădurea Comorova generează și încă un fenomen. Foarte mulți câini în zonă care încă există. Da, ceea ce mama au cam dispărut. Se luptă primele de acolo de câțiva ani de zile. Nu știu dacă a reușit în totalitate. Da, cert este că e nevoie de investiții. Știu că câteva mii de câini au strâns chiar de la începutul anului. Peste 3.000 de câini au strâns de la începutul anului. Ceea ce este o sumă destul de considerabilă pentru o primărie atât de mică. Care are de administrat mai multe stațiuni. Ați văzut pe undeva prin lumea asta, pe unde vă plimbați, domnule Bărhălescu, câini fără stăpân care să meargă așa printre turiști? Câini am văzut, fără stăpân nu. Nu? Nu. De obicei, acolo funcționează foarte bine legea aceasta a civilizației, ca să spunem așa. Care spune ce? Care spune clar. În momentul în care poporul american a hotărât că nu este american, ci ea sunt indieni, dar au dat indienii la o parte, s-au așezat ei. Modul în care au dat a fost cu totul neortodox, dar s-au așezat ei. Acum noi să le plângem de milă unor biete animale care au și ele o durată limitată de viață. Ok, le plângi de milă, ia-le, pune-le într-un adăpost, ține-le acolo până mor dacă ți-e milă de ele și n-ai nevoie de bocanci, de mănuși sau de alte instrumente și unelte. În condițiile acestea, eu cred că este o falsă problemă pe care de obicei politicienii o țin pentru a mai zgândări puțin opinia publică. Ar trebui să fim tranșanți. Dom'le, lege ca în Elveția a fătat câinile domnului Hagi? Da. Câți căței aveți? 5. Câți vindeți? 2. Câți păstrați? 1. A venit, i-a luat pe ceilalți 2, a eutanasiat și a terminat discuția. Elveția! Deci nu România, nu Bulgaria, nu Ucraina, nu Albania. Aole, Albania mai sus ca noi. Am uitat. Da, cel puțin la fotbal. Da. Da. Nu numai la fotbal, da. Mai mult decât privință, cred. Și inclusiv ei au dat o lege acum ca să nu se taie niciun copac din păduri. Da? Da, pentru 20 de ani de acum înainte. Interesant, frumos. Sunt foarte interesanți, au făcut autostrăzi, au niște stațiuni foarte interesante. Noi nu prea auzim de ei, că zicem că sunt... Știți pe undeva că Albania, acum facem o paranteză, are câteva dintre cele mai frumoase atracții turistice din lume și cele mai neexplorate. Da, nu știu ce top era într-o revistă străină. Da. Mă gândesc că așa o fi. Așa o fi și chiar este. Bun, revenind, stațiunile nu fac casă bună cu câinii fără stăpân nicăieri în lume, numai la noi. Dar nu există așa ceva. Ok, că te duci în New Delhi și găsești maimuțe prin copaci, este cu totul altă poveste.
căia să mănânce și pisicile și câinile, n-am auzit. Dar n-am văzut câini pe stradă. Ok, am văzut vacile care sunt sfinte și se plimbă libere peste tot, că am văzut maimuțele pe sus, dar nu am văzut câini, pisici, așa, la discreție, cum vedem la noi. Și noi ne justificăm, dom'le, trista amintire. A trecut 26 de ani de la trista amintire. S-ar fi putut rezolva acest lucru. Se poate rezolva. Acum nu trebuie să lăsăm toți maidanezii pe stradă și să avem diplomați mușcați, copii omorâți și alte golănări de genul ăsta, sau să ne fie frică să mergem într-o stațiune turistică în secolul 21 de frica unor câini? Trebuie să fim realiști. Haideți să ne întoarcem la lucruri mai frumoase. Vedem o știre realizată ieri de colegii mei despre ce se întâmplă în Mamaia, ce s-a întâmplat de fapt de rusalii, care sunt perspectivele pentru acest sezon și despre ce spun comercianții, cum a fost această mini-vacanță, cum merg lucrurile în turism în Mamaia. Ofertele speciale de rusalii i-au atras ca un magnet pe turiști. Din fericire putem vorbi despre un weekend de succes. Am avut foarte mulți turiști care au venit weekendul acesta pe litoral în mini-vacanța de rusalii, vorbind de un grad de ocupare de 100%. În săptămâna următoare ne așteptăm ca numărul familiilor și copiilor să crească, având în vedere că vine și vacanța de vară a celor mici. În stațiunea Mamaia și satul de vacanță, promenadele și localurile au fost arhipline. Gradul de ocupare a fost în jur de 70%, ceea ce pentru perioada asta este mulțumitor. Și vremea ne-a ajutat, deci gradul de ocupare o să crească, sper, pe 5 iulie o să înceapă să crească gradul de ocupare, adică să ne apropiem de 90%, sper. Și administratorii de plajă spun că nu au mai avut vreodată rusalii atât de aglomerate. Știam că sărbătoarea de rusalii va fi una bună, dar nu ne-am gândit că o să fie foarte bună. Totul perfect a fost. A fost și este în continuare. Momentan, acum, turiștii au plecat, dar mai urmează weekenduri. Iar cele mai puternice vor fi, evident, cele de pe data de 15 august, de Sfântă Mărie, și poate vor fi altele înainte. A fost un weekend extraordinar. A fost, până acum spuneam colegilor noastre că a fost iureș, acum a fost mai mult decât iureș, nebunie, n-am văzut asta în viața noastră. Veneau oamenii buluc, pur și simplu, ziceai că s-a mutat toată România în Mamaia. A fost ceva de vis. Nu ne-am văzut capul de treabă, coada până la apă, a fost foarte greu, dar asta e. Obositor, dar frumos. Ce s-a cerut cel mai mult? Bere. Bere, toată lumea, bere răcoritoare, apă, frapeuri, freșuri. În comparație cu anul trecut, având în vedere că și vremea ne-a ajutat de data aceasta, a fost mult mai bine. Gradul de ocupare a fost 100%, anul trecut a fost mai puțin, în jur de 80%. Am avut o promoție până la 1 iunie, cine rezerva până la 1 iunie, tariful de 1990 pe cameră pentru două persoane, iar rezervările de după 1 iunie au fost la 2550 tarif pe cameră dublă. Deocamdată, prețurile rămân neschimbate. În vârf de sezon însă, hotelierii vor majora tarifele în funcție de numărul de stele al unității și facilitățile oferite. Ne-am întors. Spuneau cei din Mamaia că aglomerat este după ce se termină școala. Cum stau lucrurile? De pe 24 iunie, de pe 5 iulie începe adevăratul sezon estival sau când? De obicei. Da. Este ca de obicei un dezastru. Pentru că dacă stăm și ne uităm, la România fiecare face de capul lui ce vrea. Ministerul Învățământului ia deciziile de capul lui, Ministerul Economiei la fel. Dacă vorbim cei de la mediu iau pe altă direcție, fiecare este jupân. Cu bucățica lui, da. Fiecare este șmecher și nu mai poate. Pentru că vodă a eu undeva pus sus, sau tătucul, cum era așa, i-a pus undeva sus și se uite și dă indicația ceilalți. Nu mai pot de treabă. Și reușim să ne dăm în cap unii la alții. Nu ne uităm la faptul că, lăsând o vacanță, așa cum au gândit-o comuniștii, din 15 iunie până în 15 septembrie, 3 luni, reușim ce? Reușim odată să capacităm stațiunile turistice, mare, munte, toate cele, să facem vânzare 3 luni de carburanți, combustibil și alte cele, să se facă vânzare la mâncare, apă și toate celelalte conexe, să mai dea de lucru și la SNCFR-ul ăla prăpădit care încearcă să ridice și să mai miște, și reușește în cele 3 luni să obțină ceva foarte important. Un popor relaxat, odihnit, care poate să mai muncească următoarele
de fapt, următoarele 11 luni. Că iau o lună vacanță între cele trei. Dar mai separ puțin. Dacă toată lumea se îngrămădește în august, doar în iulie și în august, normal că prețurile vor fi sus. Pentru că mai în perioada 25 iulie până în 15-20 august, dacă ar avea capacitate dublă de cazare, s-ar umple. Indubitabil. Numai că nu este. Și atunci ce se întâmplă? Cresc prețurile, vin mai cei cu bani. Și atunci cu cei care nu au bani, ce fac? Răspunsul este simplu. Vin pe capete de sezon. Adică în iulie sau sfârșit de august. Dacă pot, că iau copiii vacanță, nu iau vacanță, dacă nu, ce fac? Stau acasă sau se duc la soacră. Da? Ce se întâmplă? Normal că ăla e stresat, că dacă nu a venit și el la mare și a trebuit să stea cu soacra și i-a tăiat lemne și a trebuit să facă treabă, nu mai e atât de relaxat. Dacă n-a prins nicio vacanță în străinătate sau ceva de genul ăsta, iar nu se simte bine. Ei bine, este făcut fără cap acest program al vacanțelor și dacă ții neapărat să e un popor atât de educat și să ții atât de, și ții atât de mult, să aibă o vacanță mai scurtă și să fie mai multă educație la copii, este în regulă. Dar mută atunci vacanțele puțin. Lasă-i pe aia mici să ia vacanță la 1 iunie, să înceapă să se miște și autocarele, să se miște și taberele, și profesorii, și atracțiile turistice. Pentru că degeaba facem rezervație de zimbri la Neamț, dacă n-are cine să ducă să o viziteze. Degeaba avem grădini zoologice minunate sau, cum avem și aici la Constanța, lângă delfinariu, această zonă deosebită cu biosfera. Păi dacă ei n-au când să se ducă, îi vedem pe toți îngrămădiți când? Pe 1 iunie! Grămadă, buluc, mii de autocare aliniate. Da, cred că 6.000 de copii au fost. Și iarăși stupiditatea aceea cu săptămâna altfel. Mă, săptămâna altfel, dar fă săptămâna altfel din martie de la jumate până în aprilie când vine Paștele, dacă tot vrei săptămâna altfel. Și fă pe euroregiuni, fă pe zone, pe pentru județe. Pentru că se înghesuie toată lumea în această săptămână, păi la cele câteva atracții. În această toată lumea. Toată lumea vrea autocare. În această săptămână toată lumea vrea cazări ieftine. Se găsesc ieftin cazări. Dar nu pentru toată lumea, că nu toată lumea este deschisă în perioada aceea. Și atunci nebunesc toți și tragem cu toții și ne întâlnim și ne nebunim de cap. În loc să le dai pe rând, cum fac nemții, cum fac francezii, cum fac austriecii, au săptămâni diferite, inclusiv la vacanța de iarnă. Au o săptămână copiii pentru schi. Dar au în ianuarie pe landuri. Februarie, până când se termină vacanțele. Și nu pleacă toată lumea buluc odată, cum am văzut și noi. Toată lumea este în Sinaia, în Poiana, Brașov, în Predeal, Călare, Pămoieciu, Claie peste Grămadă, ne călcăm pe picioare, că e zăpadă, că nu e zăpadă, nu contează. Nu mai sunt schiuri, nu mai sunt clăpari. N-avem nimic, ne dăm cu punga pe pârtia de schiori, nu mai contează. Da? De aceea, cred că trebuie o gândire unitară, iar varianta aia cu tătucul nu mai funcționează. Trebuie noi ăștia de jos să le mai spunem, să-i tragem de urechi, că nici ei nu știu. Degeaba avem noi impresia că la minister, acolo sus, sau prin parlament, sunt niște super oameni. Nu sunt, domni. Unii chiar n-au nici măcar 12 clase terminate ca lumea, cu bacalaureul tot. Am avut eu foști colegi care accesaseră până la nivel de secretar de stat și n-aveau liceu terminat. Haideți să fim realiști. Nu se poate așa ceva. Și n-ai cred cum că să nici nu ai impresia, realitățile locale. Dar nu ai cum, în primul rând, să cuprinzi cu mintea. Dacă nu te-ai pregătit să știi ce ai pe domeniul respectiv. Păi haideți să-l punem pe domnul Cristi Hagi să se ocupe de medicină dentară. Și necoplanar. Păi n-are nicio treabă cu medicina dentară și să facă legislație și proceduri pe medicina dentară. Nu poți. Iar chestia asta cu toată lumea se pricepe la turism, politică, agricultură, și fotbal. Hai, fotbalul l-a întăiat după ultimul campionat european. Nu că ne pricepem. Ne pricepem, da? Ne pricepem, așa cu coalicele stăm bine. Noi ne pricepem la pauză publicitară, domnule Bărhălescu, luăm o pauză și revenim. Ne-am întors. Sunt câteva chestiuni pe care aș vrea să le discutăm legate de modul cum se face turism pe litoral. Plajele este primul subiect. Este un subiect așa fierbinte de ceva vreme pentru că avem 33 de hectare de suprafață nouă, de plaje noi. România este mai bogată. Pe aceste suprafețe noi înțeleg că n-ar trebui să se facă
o exploatare comercială, dar avem șezi lunguri pe ele. E o întreagă problemă, probabil că ați auzit de ea. Cum vedeți lucrurile? Ar fi, din punctul meu de vedere, ca și individ care am crescut la malul mării, poate că sunt expirat în gândire, nu sunt atât de revoluționar cu exploatare, cu chestii de genul ăsta, dar aș prefera plajele să rămână plaje. Adică? În momentul în care vrei, cum este afară, dacă vrei să stai pe nisip, ți-ai întins un prosop și te-ai așezat pe el. Dacă vrei un șezlong, în capătul plajei există niște băieți care le închiriază. Ai dat 1 euro, 5 euro, vine repede să-i ce șezlongul, ți-a pus umbreluța unde vrei tu. Da? Dar nu te obligă să zică, alo, da, voi ăștia ciurli burli, de n-aveți bani, da. În coadă, că aici la malul mării... Te mai ia și cu... la bătaie, am văzut câteva imagini. Am văzut, faze destule. Da, da. Noi ăștia aici, voi, restul, în partea aia, vedeți unde trec mașinile, da, după. Da? Nu merge chestia asta. Deci, atâta timp cât plaja este a poporului, prin lege... Așa și este, da, da. Ok. Atunci... Las-o liberă. I-ai dat o exploatare și a pus un beach bar. Dacă mă simt bine la el la plajă acolo și știe să fie drăguț, plăcut și spune, domnule, uitați, dacă luați un șezlong, vă dau și un suc. Sau trei cireșe, două alune, atunci poate iau și un șezlong. Dar să închizi plaja cu șezlonguri, mai ales dacă este făcută pe funduri opene nouă și pe care ar trebui să mai treacă și tractoare să le mai are, să le mai curețe, păi atunci lasă-le libere. Cum eu mă uit ce frumos e la Tataia, la plajă aici, la Trei Papuci. Excepțional. Fine, lumea și-a întins cearșaful, posopul, ce plajă din aceasta reabilitată, extinsă, e lată acum, da. XXL, super, extra large, s-a mărit, s-a lărgit. Deci toată lumea vine și pune prosopul, stă... Toată lumea vine și a pus prosop, uit, fin, relaxați, e așa o atmosferă, vama veche minciună pe lângă cei acum, Constanța, da? Să nu vadă bucureștenii spre chestia asta, că ne trezim cu ei călare, numai după aia loc de parcare. Auzit, oamenii care vor să duc pe plaja asta reabilitată și vor și un baldachin, vor să bea un cocktail, vor... Ce fac? N-au. Și îl comandă de acasă. Dacă vor, și le iau de acasă la pachet. Vor baldachin, vin cu el la pachet. Dacă țin neapărat să aibă așa ceva, există. Pe marginea, acolo unde erau vechile plaje, au și acolo șezlonguri să stea mai la umbră, mai la... Dați-mi un exemplu, problem. Un exemplu, două, trei de stațiuni turistice din străinătate. Unde ați fost dumneavoastră și unde plajele sunt la liber? Păi am fost așa, am fost în Grecia, prin insule, Halkidiki, și exact sistemul ăsta l-aveau. Erau șezlongurile trase în capăt, puse stivă, și veneam și ziceam, palicărea, un șezlong la... malul mării, veneam, puneam umbrăluța, că stăteam de obicei, acolo era căldura de năucea, chiar dacă ne trezeam dimineața. Și la vremea de 9-10 mă trăgeam la umbră, stăteam, mai beam o bere, dar dacă voiam, că dacă nu voiam și m-am dus, nu de exemplu, o dată la un hotel alături, nu m-a obligat nimeni. M-am dus, am tras, am făcut o baie, m-am ridicat, am mai stat un pic și am plecat mai departe. Nu m-a obligat nimeni să zică tu cu prosopul, da. Treci în spate. Și despre greci nu putem spune că nu știu să facă turism. Asta e clar. Să fim realiști. Să fim realiști. Vorbesc de stațiuni turistice, adică nu discut despre... plajele iar, sălbatice, de, da. Exact. Inclusiv un hotel de multe stele. La turci nu putem vorbi de lucrul ăsta. Acolo turcii au mai mult pietriș decât nisip. Și nu poți să stai pe pietrele alea. Ai un spa natural de te întorci cu oasele rupte de la ei. Dacă ți-ai pus prosopul peste... În Spania... Acolo e la fel, este la fel, te lasă să stai pe plajă fără cum vrei tu. Deci, ok, pentru clienții hotelului au rezervate, dar depinde foarte mult. Dar niciodată n-am văzut șezlongurile în buza așa mării, cum se întâmplă la este noi. La noi, atâta loc să treci printre ele, așa mai într-o dungă și să ai grijă să nu deranjezi pe cei care... stau desfășurați la umbră sau la soare în acea zonă, exclus așa ceva. Vestea bună este că de pe 26 iunie, cred că pică duminică, cei de la Ministerul Mediului a anunțat faptul că vor face controle cu reprezentanții ABADL-ului, dar nu numai din Constanța, au precizat și din alte structuri din țară.
poate că știu eu ce știu, pe tot litoralul să vadă modul în care sunt păstrate plajele, dacă este curățenie și dacă șezlongurile sunt puse așa cum spune legea, pentru că tot legea asta spune că trebuie să lase 30%, suprafață de 30% liber, nu lăsau unii trecuți, nu există instituții care să verifice o întreagă problemă. Să sperăm că de pe 26 se rezolvă. Încă ceva doream să discutăm. Acum câteva zile a avut loc o dezbatere organizată la un resort în Năvodari de către președintele FPTR cu mai mulți senatori. S-a dezbătut acolo și o problemă interesantă care apare în spațiul public de câțiva ani de zile. Avem sau nu avem nevoie de Ministerul al Turismului? Dumneavoastră ați făcut parte dintr-o structură guvernamentală și vă întreb, avem sau nu avem nevoie de un Minister al Turismului? Deci vă spun acum din punct de vedere al specialistului în turism și acelui care a trecut prin acel sistem. Da, avem nevoie. Și am să vă spun și de ce avem nevoie. Avem nevoie de Ministerul al Turismului pentru că în momentul în care apare o problemă pe zona turismului, o industrie care, conform statisticilor din România, peste 600.000 de oameni câștigă existența din români de pe urma turismului. Fie că vorbim de ospătari, bucătari, recepționeri, patroni, restaurante de hoteluri, din zone, taximetriști din zonele turistice și așa mai departe, baze auto care transportă turiști. Avem nevoie pentru că în momentul în care se face o lege care aduce atingere sau produce efecte în zona turismului, ministrul nici nu stă de vorbă decât cu un omolog de-al său. Nu poate sta de vorbă ce ești. Președintele de exemplu, este o structură importantă. Du-te, domnule, de aici. Nici nu te ministru de vorbă cu el. Te-am văzut cumva la ședințele de guvern? Nu. Hai, la revedere. Nici nu stă de vorbă cu tine. Ca secretar de stat, puneam ministrul, iar ministrul de pe vremea aceea, Eduard Helvig, el lua deciziile. Le-a luat foarte tranșant. Este perfect adevărat. Numai că el, având un minister atât de mare, din care o parte așa mică era un 20% era turismul, el se ocupa mai mult de 80% de celelalte probleme. Proiecte europene cu dezvoltare și alte cele. Avea timp și pentru mine, dar mai puțin alocat. Iar eu nu puteam să mă duc să bat la ușa Ministrului Culturii, la Ministerul Mediului, nu puteam să bat la ușa, pentru că îmi zicea, da, la omologul tău acolo, la secretarul de stat, și eu mergeam la secretarul de stat, care până ajungea la ministru, mi s-a încheiat mandatul. Da? De aceea, este nevoie de acest minister al turismului. Un minut până la final. Există țări, cum ar fi Franța, Germania, care au un turism bine pus la punct, care nu au un minister. Ele nu au un minister al turismului pentru că lucrurile merg bine acolo? Pentru că o legislație integrată. La noi, gândiți-vă, controlele sunt din toate direcțiile, plajele sunt într-o direcție și ține de un minister care nu-l interesează, drumurile sunt de alt minister, deci accesibilitatea și toate celelalte, construcțiile sunt haotic făcute și aprobate în alt minister. Mai continuăm? Nu mai. Sănătatea și toate cele, iar ministerul, iar turismul în egală măsură a generat anul trecut în Europa, conform statisticilor, 10% din produsul european brut. România este tot pe acolo, atât că avem mai bine de jumătate la negru. Despre asta vorbim. Am înțeles acum și rolul acestui minister. Părerile sunt pro și contra, dar argumentația dumneavoastră este una într-adevăr foarte bună. Mulțumesc pentru prezența. Așa, pe final, 10 secunde, un sfat, o destinație de vacanță, unde să mergem la vară? Dați-mi un singur lucru, exemplu care vă vine în minte. Un exemplu care îmi vine în minte pentru constanțeni. Da, pentru constanțenii care vor să aleagă orice loc din lumea asta largă. Orice loc din lumea asta largă. Accesibil ar fi Grecia. Grecia, nu? Foarte aproape. Și Turcia este super accesibil. Grecia, Turcia sunt ieftine. Dar ajung repede în Halkidiki, în Corfu, cu Shadas, imediat. Bun. Să meargă. Vă mulțumesc, mă gândesc la vacanță de pe acum. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea. Vacanță plăcută atunci. Și dumneavoastră, rămâneți cu bine.